suntem direct în fața casei lui Nagibu. Uitați-vă ceva acolo. Nu puteți să-l dați dumneavoastră, domnul Becali? Vă salut, fraților, și bine ați venit la un vlog cu totul special pe acest canal. Este un clip pe care vreau să-l filmez de foarte multă vreme, însă vă zic sincer, nu am avut nici curajul și nu am găsit momentul potrivit pentru a-l filma. Însă astăzi, fratele vostru vrea să meargă acasă la Gigi Becali și să-l surprindă cu un super cadou. Așa că, pentru acest moment, am așteptat un meci atunci când FCSB va câștiga. Am vrut să-l filmez și săptămâna trecută, după meciul dintre FCSB și Rapid București. Din păcate, cei de la FCSB au pierdut și m-am gândit că Nea Gigi va fi supărat pentru a face de ce nu o poză cu mine și a primi cadoul din partea mea. Și dacă apreciați acest video și indiferent ce echipă susțineți, îl iubiți pe Nea Gigi, haideți acolo forță cu peste 10.000 de like-uri. Credeți-mă, urmează un clip greu pe care nu știu dacă îl postez, dacă o să-mi iasă sau dacă nu o să-mi iasă. Și nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe forță pentru a merge acasă la Lionel Messi. Dacă reușiți cei 300.000 de abonați, suntem foarte, foarte aproape, ne apropiem de 280.000. Sper să fie o zi bună, deoarece totuși Nea Gigi ieri a făcut accident, dar mulțumim lui Dumnezeu, totul este bine, nu a pățit nimic, iar el a declarat că este foarte bine. Totodată ieri, FCSB a reușit să câștige meciul împotriva celor de la Craiova, așa că astăzi am pentru Nea Gigi un desen făcut manual, comandat de la o fată extrem de talentată. Uitați-vă și voi cum arată, bate lumina și nu se vede prea bine, dar vedeți voi acolo. Și în acest moment este dimineață, ora 8, urmează să merg să-l iau pe Carlos, să mergem să cumpărăm o ramă pentru acest desen și de acolo să o luăm direct către palatul lui Nea Gigi. Urmează o super aventură, sper măcar să-l vedem sau să-l întâlnim și să încercăm să-i dăm acest cadou. Așadar, în acest moment vom pleca de acasă direct către Nea Gigi. Dar înainte să plecăm, voiam să vă reamintesc despre aplicația Super 12, o aplicație 100% gratuită, disponibilă atât pe iOS cât și pe Android, unde totul este foarte simplu. Trebuie să dați pronosticurile la 12 meciuri și dacă le nimeriți acasă, X sau deplasare, puteți câștiga 10.000 de RON. Deja foarte mulți dintre voi v-ați instalat deja această aplicație, deoarece săptămâna trecută au participat aproape 7.000 de persoane. Tocmai avem o nouă etapă în curs, așadar vă invit chiar acum să mergeți în descriere, accesați linkul și instalați-vă aplicația Super 12. Neața. Bună dimineața. Pregătit? Pregătit. Hai, la Nea Gigi cu noi. Boșilor, oficial am plecat spre magazin să cumpărăm o ramă pentru desenul nostru. Carlos, pune centura, tată. Pune centura, că așa e frumos. Băi, așa e frumos. Și după aceea, ulterior, o vom lua direct spre București. Trebuie să băgăm și niște benzină. Crezi că îl găsim azi, spunea Gigi? Eu zic că da, de ce să nu iasă? Păi și eu sper să iasă, sper să vină la palat. Oricum vizitem și palatul, sper să nu fie probleme cu filmatul acolo la palat. V-am zis, am mai trecut pe acolo, dar n-am fost niciodată. Dar hai să vedem ce ne așteaptă. Am ajuns la magazin, urmează să luăm rama. Am luat și rama, o avem pregătită aici, sper să fie bună. Am ales-o pe cea mai frumoasă, suntem și puțin pe grabă, deoarece nu știm exact la ce oră va apărea Gigi la palat și dacă apare sau nu. Numărul 1, Carlitos, a rămas frumos desenul. Bravo, Carlos. Haide-mă. Acum drum de aproape o oră până la palatul lui Nea Gigi. Băi, vă zic sincer, am pus pe Waze palat Nea Gigi, dar nu găsești nimic. Așa că am schimbat după și am pus după Piața Victoriei, deoarece acolo este palatul lui. Acum să vedem, eu sper să găsim ceva reporter, ceva lume să vină, nu știm la ce oră vine. Este ora 9:30. Au lume, mâncați așa regheța asta, păi. Vești proaste, fraților, este mega aglomerație, se merge bară la bară și ne arată că mai facem încă 45 de minute, o jumătate de oră mai mult decât ne-am fi așteptat noi. Acum să vedem, Carlos pregătit aici, desenul e pregătit, în ramă tot. Când ajungem, ne apropiem cât putem de palat și tot ceea ce sperăm este ca acolo să fie Nea Gigi. Oricum o să stăm ceva acolo, stăm, întrebăm, ne interesăm, dacă este cineva de la securitate, îi spunem despre ce este vorba, la fel cum facem mereu, nu vrem să creăm probleme nimănui, pur și simplu vrem doar să dăm cadou și să vedem palatul lui Nea Gigi. Băi, fraților, vești bune! Din partea prietenului nostru Silviu, care este reporter la Antena 1, am aflat că Nea Gigi pe la 10:30 ajunge. Nouă ne pare că ajungem la 10:44 până găsim loc de parcare. Bă, ideea e măcar să-l vedem sau să iasă după sau să-l prind cumva. Păi, de capul meu. Am emoții. Am emoții și poate că trebuia să plecăm mai devreme. Poate, nici nu știu. Vă dați seama, n-aveam unde să știu. Trebuia să-i dau mesajul Silviu mai repede. Dar am zis că reporterii sunt deja acolo. Păi nu mă interesează să vă neapărat reporteri. Nea Gigi.
Băi, fraților, din ce în ce mai aglomerat, dar ne apropiem, mai avem 12 minute, dar stăm pe loc. Ideea e în felul următor. Acum ar trebui să ajungă cinea Gigi, dar poate și la el aglomerat, știți ce zic? Dacă e la noi, stă la asta și la el e aglomerat, deci și l-ar putea să întârzie. Păi nu mă interesează neapărat să prim interviu sau ceva, însă mă interesează să-l văd pe Nea Gigi și să încerc să-i dau cadouri. Bineînțeles, să vedem și palatul și tot ce se întâmplă pe acolo. Din ce am înțeles, are o stare bună, mai ales a câștigat și Steaua. Chiar și după accidentul de ieri a zis, sunt foarte fericit. Probabil era fericit din cauza faptului că a scăpat Teafăr, pentru că asta contează cel mai mult, nu e apăsa lui de mașină sau ceva. Și acum mai sunt curios de ceva. Cu ce mașină mai vine? Bănuiesc că cea de ieri nu mai poate să o conduc acum, pentru că am înțeles că a luat-o cu platforma de acolo, dar sunt curios cu ce mașină vine. Poate, nu știu, o fi pe jos să-l iau eu cu mașina. Sunt eu șoferul Nea Gigi pentru o zi, cu mare drag. Băi, fraților, târziu, dar am aflat cum se numește casa lui Nea Gigi. Casa Manu Auschnitt. Ar fi păcat să-l pierdem pe Nea Gigi fix acum pe ultima sută. Reporterii să ne ajute să-l țină cât mai mult cu întrebările. Și legate de meciul de aseară, bănesc că e fericit că a câștigat, a vizitat mai mult. Haide, mă, suntem aproape și totuși atât de departe. 9 minute, mă. Ne apropiem, fraților, aici, în zonă. Aici trebuie să fie. Uite câtă lume acolo, Carlos. O fi venit sau a plecat? Cred că a plecat, bă, că văd că pleacă lumea. Hai repede. Bine, fraților, am ajuns. Uite să văd câtă lumea acolo, toată lumea l-așteaptă și foarte mulți oameni nevoiași care probabil așteaptă bani în partea lui. Uitați-vă și acolo, filmează ușor Carlos. Vedeți? Oameni nevoiași care l-așteaptă pentru a primi, nu cred că a ajuns. Haide, hai să mergem. Și suntem direct în fața casei lui Nea Gigi. Uitați-vă ce acolo, totul cu aur, lemn cu aur de la intrare. Și mergem și noi la reporter, mergem mai aproape. Băi, e greu să oprească, băi, e mai ceva ca la Barcelona, la jucătoria aia Nea Gigi, mă jur. Nu mai așteptam să fie de multă lume, am zis câțiva reporter. Dar e foarte multă lume care așteaptă bani din partea lui, cel mai probabil. Hai să plătim parcarea, care e costă. Da, mă, aș vira voastră, nebunie curată, frate. Nebunie curată, suntem aici cu toți reporterii. Îi vedem când vine Nea Gigi, îl așteptăm. Cum ar fi să ne dai și nouă, Carlos, câte 100 de euro? Glumesc, nu o să iau nicio mamă, dați seama. Sunt alte persoane care au mai multe nevoie de bani, dar îl așteptăm până Nea Gigi să vină. Se dăm cadou. Foarte de treabă, domnii reporteri, ne-au zis că stau aici de 2 ore la așteaptă până Nea Gigi. Și acum vreau să vedeți și voi casa. De cruce acolo cât de fain arată, foarte, foarte frumos. Mereu vedeam această casă din trafic, niciodată nu m-am oprit să o văd de aproape. Este un monument totodată, dar uitați-vă și voi cum arată, ce îngrijită este, ce bine arată. Și în continuare sunt tare curios ce mașină va veni Nea Gigi. Carlos, fii atent, îl filmez și când dă interviu și așa, îl filmez, dar nu te bagi prea în față, că poate îți dă 1000 de euro, nu de alta. Băi, fraților, vești puțin cam proaste. Am înțeles că Nea Gigi în acest moment e posibil să fie la poliție, să dea ceva declarații în urma accidentului de ieri, dar acum nu știu. Lumea zice că totuși ar veni, mereu vine, mai ales după o victorie. Ar trebui să vină aici la palat să dea câteva declarații, mai ales că ieri, v-am zis, a declarat că este foarte fericit, chiar și după accident. Important e că este sănătos, totul este bine. Hai să vină Nea Gigi. Carlos, cum ar fi? După aproape 20 de minute de așteptare. Băi, hai să ne mai pierdem puțin, Carlos, vino încoace. Hai să vedem și noi cât de mare este curtea lui Nea Gigi, cu casa aici. Să încerc să nu mă apropii prea mult, dar măcar așa, pe aici, pe lângă. Hai să vedem. Oricum, nu se vede nimic în interior. Seamănă puțin cu casa lui Lionel Messi. Așa avea și Messi. Cu multă verdeață, să nu se vadă în interior. Ia, cât se duce încolo? Mamă, uite și casa aia. Cum ar fi, Carlos, să cumpăr eu casa aia, auto, și să fiu vecin cu Nea Gigi? Îți dai seama, acum, fără Caterinca, știi cât costă o casă din aia? După tine, așa, zi un preț. Eu zic că mai mult, de 2 milioane. Poate să fie și 10 milioane, mai ales că, uite-te cât e, auto, palat, al doilea palat. Stai că ne-a luat. Ne-a luat poliția, mâncați. Bă, mare prank ce a făcut lui Carlos în mașina aia care era să mă calce. Era tatăl nașei mele și s-a făcut special că se duce la Carlos, dă-mi telefonul, i-a luat telefonul lui Carlos. Carlos a panicat, dar eu știam cine e. Mare prank ce am făcut lui Carlos, așa spontan. Dar hai mă, băi, hai să vedem totuși. Da, adevărat, bă, ăsta chiar nu știu cum ăsta. Ăsta nu mai e prank, Carlos. Dacă e ceva, ne luăm bătaia amândoi. Ia, în spate acolo. Vino cu acea, Carlos, să vedem cât e. Mamă, da, e ceva, tată, e ceva, uite, până aici. Și acolo deja e altă casă, vezi? Se vede și tu vezi că sunt camere peste tot. Da, nici nu vreau să ne apropiem sau ceva, să nu creadă că, na, nu știu, suntem în pericol. Camere peste tot, mai ceva ca la Lionel Messi. Cum arată asta? Toată lumea l-a lăudat până acum, ce-i drept. Chiar arată bine rău de tot. Sper să-i placă și Nea Gigi, asta e important. Și să-l primească, fraților. Mamă, nu vine să cred. Deci am puține emoții, mă jur. N-ai emoții, Carlos? Ai, nu? Și eu am, frate, adică totuși e Nea Gigi. Prima dată când îl văd. L-am mai văzut o singură dată pe Nea Gigi. Cred că acum vreo 7 ani l-am văzut pe Nea Gigi. La un meci între Rapid și FCSB și atunci s-a urcat pe mașină frumos. Dar știm cu toții că Nea Gigi în ultima perioadă, în ultimii 5-6 ani, nu mai vine la meci, la stadion. Poate
convingem noi astăzi? Păi, au mai trecut încă 30 de minute. Ideea e că doi reporteri au plecat. Au zis că a dat ceva declarații azi noapte de la poliție și că sunt șanse mici să vină aici. Băi, ideea e în felul următor. Pe mine nu mă interesează să dai interviuri. Pe mine mă interesează să vină aici la Palat, nu știu, să aibă o treabă, să aducă ceva, să habar n-am. Eu nu știu de ce vine el de obicei aici la Palat, dar se există un motiv pentru care să vină. Noi o să-l așteptăm, mai stăm o oră, două. Eu zic să stăm și mai mult dacă pleacă, că poate nu știi cum vine. Nu știi, asta zic. Stăm cât putem noi, mă rog, dacă stăm două ore și vedem că nu vine, venim altă dată. Oricum, vlogul ăsta nu-l postez până nu-l vedem pe Nea Gigi, pentru că nu vreau doar să vin la el acasă. Pe Nea Gigi putem să-l vedem, nu e Ronaldinho să zici că e plecat în Dubai sau alți fotbaliști. Nea Gigi vine des aici la Palat, ideea e să-l prinzi. Asta e mai greu. Dar cum arată intrarea aia, Carlos? Uite și tu cât de bine arată intrarea de aici de la Palat. Nimeni n-a trecut până acum, nici măcar șoferul lui sau ceva. Probabil e cu el, mă gândesc eu, nu? Așteptăm. Tot așteptăm, însă cred că astăzi nu va fi prezent Nea Gigi totuși. Toată lumea din ce în ce mai tristă, a mai plecat încă un reporter, dar nu renunțăm. Ideea e în felul următor. Că toți suntem aici în fața Palatului Nea Gigi. Am pregătit și noi un card legendar din partea celor de la Flash Card, cu obiectivul să ne pice Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi în fața Palatului. Filmează Carlos să vadă tot, să vadă tot. Și Palatul și eu. Haide. Să vedem, îl scoatem, primul jucător Otavio, îl cumpără Nea Gigi, noul transfer de la FCSB. Următorul jucător va fi transferat de FCSB, următorul care apare. Mamă, în cucu vine de la Chelsea la FCSB. După, Griezmann, noul transfer de la FCSB. Filmează acolo cu Palatul frumos. Și acum doi jucători icons, let's go. Cantona, dă-te în puii mei. Cantona de la Manchester United. Ah, și ăsta era ultimul. Bun, băi, un pachet bombă aici în fața Palatului Nea Gigi. Cum? Pă da, băi, bala, cu dreptare, frumos. Hai să-i dăm unul, dăm un copilașul. Și am făcut și noi o faptă bună, am dat cartonașele unui copilaș. Fraților, din păcate, uitați-vă și voi, camerele se strâng. Nea Gigi nu va fi prezent astăzi, însă noi am venit, am încercat și nu renunțăm aici. Acest vlog nu va fi postat. Revenim în altă zi cu tabloul. Poate o să-l vedem pe Nea Gigi, nu mă las și oferim cadoul din partea mea și a lui Carlos. Ziua 2, fraților, când venim acasă la Gigi Becali. Însă ce credeți? Din nou cu ghinion, deoarece uitați-vă și voi, porțile sunt închise. Ideea în felul următor: și plouă astăzi. Și de ce am venit? Deoarece este ziua meciului, când România joacă cu Israel. Și un reporter de data trecută care stătea aici mi-a zis că de obicei vine în ziua meciului naționalei pentru a da declarații, dar vremea nu ține cu noi deloc. În orice caz, eu împreună cu fratele Carlos ne ținem de challenge și de promisiune și vom veni aici de câte ori este nevoie. Până când apare Nea Gigi, îl vedem și încercăm să-i dăm cadoul. Asta este acum, n-avem ce să facem. Mai stăm 5-10 minute. Dar în orice caz, vă zic, dacă era o șansă cât de mică, porțile erau deschise. Trebuia să fie deschise, erau exact. Deschise. Și iată-ne după aproape 2 săptămâni în același loc, cu aceeași misiune, să-l vedem pe domnul Gigi Becali și să-i oferim acest super cadou. Din păcate, astăzi nu este o zi tocmai bună, deoarece FCSB aseară au pierdut cu cei de la Oțelul Galați, dar nu contează, am și zis, nu renunț, orice ar fi, vreau să-l văd o singură dată pe Nea Gigi și să încerc să-i ofer acest tablou. Uitați-vă și voi ce este aici, deja iarăși a venit televiziunea. De data asta șansele sunt mult mai mari să vină, deoarece nu s-a mai întâmplat nimic, Doamne ferește. Și bineînțeles, Carlito Sinoa alături de noi aici. Pregătit? Da. Crezi că e supărat Nea Gigi? Eu zic că o să-l înveselim puțin cu tabloul. Bă, și eu sper să-l înveselim puțin, dar dai seama, e supărat. Pe ce se mai a pierdut cu 2-0 împotriva celor de la Oțelul Galați. Supărare mare. Fraților, și-a ajuns Luțu, șoferul lui Nea Gigi. Uitați-l acolo, a ajuns. Ăsta e un semn bun că poate să ajungă și Nea Gigi. Toată lumea pregătit aici, toate camerele. Carlos și el pregătit cu tabloul frumos. Dați-l pe Luțu, fraților. Mamă, e de bine, Carlos. E de bine, ascultă-mă, e de bine, rău. Băieții de la GSP ne-au zis că nu o să primească tabloul pentru că a vorbit că e la telefon acum și este foarte nervos. Nu știu, avem motiv, parcă și că stăm aici. Poate se ia de noi. Da, poate se ia de noi. Oricum, încercăm să-l filmăm de la distanță când vine, pentru că știi foarte bine, el e foarte atent la cine îl filmează și cine nu. Trebuie să fim de la televiziune, dar o să stăm la distanță și la final, când termină domnii de la televiziune să-l filmeze, ne apropiem și noi. Zic că nu mai sunt emoții de data asta. 100% vine. 100%. Toată lumea așteaptă, trebuie să apară din moment în moment. Aceasta este strada pe unde o să vină Nea Gigi fix pe aici vine și probabil aici o să oprească undeva. Hai să vedem, fraților. Hai să vedem dacă vine sau nu. Olu, a venit un cățușe. Pe acolo trebuie să vină, fix pe acolo trebuie să vină și aici o să oprească. Tu ai văzut că au venit și copii să-l colinde? Da, totuși, e decembrie. Ce, Carlos vrea să-l colinde, a? Să luăm o stea. Mamă, să vii cu steaua la Nea Gigi. Băi, e de vreme, știi și el, știi și el că vii? Pe 23 venim? Ce are, mă? Cât crezi că ne dă? Minim 1000. 1000 de euro sau de lei? Euro.
Euro, mamă. Carlos, gata, s-a pus să facă bani, afacere cu Nea Gigi. Fraților, vine. Toată lumea, uitați-vă și voi, s-a strâns. Carlos, întoarce tabloul, întoarce-l așa. Hai să vedem. Mamă, trebuie să vină. Deci că vine Ronaldo sau Mbappé, așa mă simt. Rotarioși, domnule, când l-am luat atunci, am zis, băi, zici, domnule, am făcut mare achiziție, nenorocire mare, Rotariu, să vezi ce face, dă cu tare, frate, am făcut mare talent, mare, la meciuri, fuge, se ascunde după adversar, să cumva să primească mingea. Că la 1-0 acolo s-a întâmplat, el la mijloc a dat, a făcut aia 2-0. Era mingea la el. Du-te, mă, că ai ștână, răi, cu tare, poacă în spate la fundașul central. Să dai, mă, fundașul central, tu atacant. Adică să egalăm, Anghezan acolo nu se ratează de acolo din 3 metri. Lasă pe șut, dă șut. Dar nici el. Cum să dai până gaia de la lovitor? Și până dacă egalam acolo, gata, se schimba și mecheria toată. Păi dacă vrei, că aici ai miliarde, păi, se, bă, păi ce, bă, miliardele alea? Păi le-a ăia! Păi atunci te duci, te faci un fotbalist, să ieși tu 10.000, 30.000, 20.000, dar trebuie combinați, că sunt mulți talentați. Păi trebuie combinație, talentul și cu munca și iar munca. Domnul Becali, am și eu un mic cadou pentru dumneavoastră, dacă se poate. Este un desen făcut de o fetiță și vreau să vi-l ofer. Nu vreau nimic în schimb. Nu primesc cadou. Sau o poză cu dumneavoastră, se poate? Da. Sigur. Vă mulțumesc, mă, numai bine, sănătate. O poză? Dar a zis cadou, nu poate să-l primească. O să încercăm să-l dăm domnului Luțu. Dar a făcut poză, a fost o treabă, ai văzut, Carlos? Tare rău. Da, hai să vedem dacă putem să-l dăm. Totuși, e un desen frumos. Nu putea să-l primească, probabil că era multă lume aici. Dar a fost drăguț. Am făcut poză cu el. Totuși, vreau să-l las domnului Luțu cadou. Eu zic că e frumos cadou. Imediat după această reacție, m-am gândit că poate am fost mult prea direct cu domnul Becali, încercând să-i dau acel tablou de față cu toată lumea. M-am simțit puțin vinovat, însă eram foarte fericit, credeți-mă, că am putut să mă întâlnesc cu el și pentru că a acceptat să fac o poză cu mine. Însă la câteva ore distanță, încep să primesc tot mai multe mesaje, inclusiv să apară TikTok-uri, Tudor, ai apărut la știri, toată presa vorbește despre tine și căutând puțin pe internet, am văzut că toată presa, prezent acolo în fața palatului lui Gigi Becali, a scris despre faptul că am vrut doar să-i ofer un cadou, iar acesta a refuzat. Într-un fel mi-a părut tare rău, dar în același timp, poate că îl înțeleg pe domnul Becali, poate cine știe, puteam să ascund o cameră acolo, un microfon sau orice altceva, practic eram un necunoscut și nu știa de la cine primește acel cadou, însă imediat după mi-am revenit și credeți-mă, m-am bucurat de-a dreptul pentru faptul că l-am întâlnit pe Nea Gigi. Uite, le dă bani, vezi cât de frumos. Wow, tare rădător și să vedem, bă, a rămas cu ăsta, dar o simt și așa. Hai să că nu poate să primească cadou, probabil că era multă lume, dar o să vorbesc cu domnul Luțu, hai să vedem dacă reușim ceva. Oricum, fraților, facem poză cu Nea Gigi, ne vedem cu el și a fost super drăguț. Am emoții, nu știu ce. Bă, o să-l întreb pe cel care se ocupă de securitatea lui Nea Gigi dacă poate să-l primească sau să-l ia, sau gen, nu are voie deloc, poate cine știe, nu e voie, poate să fie ceva în interior, înțeles, să gândească să nu fie ceva în interior sau ceva, nu știu. Oricum, a fost super drăguț, super mega drăguț Nea Gigi. Încercăm să vedem dacă putem să-l dăm prin cineva măcar, nu de față cu toată televiziunea, și hai să vedem. Bună ziua, știu că n-am putut să-l primească, că erau multe camere din partea unei fetițe, l-a făcut, i-l-a desenat. Nu puteți să-l dați dumneavoastră? Nu, nu aveți voie. Vă mulțumesc mult. Asta e. Îmi pare rău. Zi frumoasă, la revedere. Fraților, de la securitate au spus că nu au voie să-l ia, fie lua Nea Gigi, fie nu. V-am zis, nu puteam să mai așteptăm, deoarece ați văzut, a plecat ulterior, ori în fața camerelor, ori deloc. Așadar, fraților, obiectivul îndeplinit, deoarece ne vedem cu Nea Gigi, eu sunt mult mai fericit pentru poză. Chiar îmi pare rău că n-a primit acest tablou, dar îl voi păstra eu ca amintire. Dar în orice caz, venim acasă la Nea Gigi, îl vedem și facem poză cu el, incredibil. Facem poză cu Nea Gigi. Haideți acolo forță cu butonul de like să reușim peste 10.000 de like-uri și cu butonul de subscribe la 10.000 de like-uri giveaway cu acest tablou cu Nea Gigi. Îmi pare rău că nu am avut un marker măcar să-l semneze, dar eu am vrut să-l dau cadou, nu să-l semneze. După aproape o lună ne vedem cu Nea Gigi și îl întâlnim acolo. Carlos, îți mulțumesc mult de tot, frate. Ține tot ăsta momentan. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!